când și-o povestinic. Vezi că vrăjitorul de un oz nu știi. Dacă nică nu știu. În schimb știu povestea de la bunica. Eu înșepe, dar nu prea știu. Era odată un țigan și o țigancă. Țiganca o l-a rugat să facă treburile pe acasă. Însă el nu l-a făcut. Și așa, țiganca când a venit acasă și a văzut că n-a făcut, l-a dat afară. L-a dus el, l-a mers cât a mers. Și sfârșit noapte de am. Și-a dat seama că trebuie să facă un foc. S-a urcat într-un copac, a luat un fierăstrău, s-a pus pe creangă și a început să taie de la rădășina copacului, de la rădășina crengii. Și acum merge cineva pe lângă dâns și spune: măi, țigane, schiși, măi! Tași, tu și ești Dumnezeu? Și ala, văzând că nu are înțelegere cu dânsul, i-a mers mai departe. Țiganul în continuare tăie creangă și a chicat. Și cum a văzut asta, s-a dus răbde de pe om și ala și-a spus: dacă tu ești Dumnezeu, apucând a să mor? Nu știu când a să mor, că eu nu sunt Dumnezeu. Nu mai știu de aici. Să mor când se termină zilele, cred că. El s-a dus mai departe și-a dat peste un parastas. Un praznic. Un praznic. Mortul era pe masă, toată lumea jale. Și vine țiganul, e un ciomac și începe să bată mort. Una dintre femei începe și: măi, țigane, tu mai chinei că prinde o lumânare. Bun, mai departe așa se fac. S-a dus el mai departe și a văzut niște oameni care tăiau un porc. Porcul deamă era mort și intră el la dâns în o gradă. Și ea se uită mirat la dânsul, el ia o lumânare, o aprinde și începe să se roage. După mine și ea zic: măi, țigane, tu mai chinei la... ai venit și ai dat o mână de ajutor. Bun, las că data viitoare așa se fac. S-a dus țiganul și-a mai mers el așa pe drum și vedeau două babe care spăduc eu, scătau de pădure. Vine și el și bagă mâna în capul lor și începe să cate. Dar babile trebuie că țiganul le trage de păr. Și la carona din babi faci: băi, țigane, tu mai chine, pune și tu capul aici și te cătăm și pe tine. Bun, las că altă dată așa să fac. O mai mers el mai departe și dă de haită de câini. Și bagă și el capul și ala, acolo. Câini zbăteau, cred că. Care zbăteau câini și ea, da. Și bagă capul acolo și ea stă julit. Dar mai departe nu mai știu. Cred că o prins la minte. Probabil. Țiganul și ala era cam prost, înseamnă că... te-ai fi și moldovan. Probabil. Mama, când mi-a spus povestea asta, după ce m-a adormit și eu n-am mai aflat finalul. Așa că rămâne o taină. Gata. Ce asta-i poveste? Ei, ți-am zis că nu știu. Spune tu o povestie. Era un țigan și a ajuns ministru. Așa.
Așa. Și zic că țigan nu-i frumos să te numești. Că noi ne numim romi. Și-a format partida romilor. Există așa ceva? Da. Dar nici romii nu votau pentru ei. Pentru că romii nu votează după criteriul etnic. Votează dacă e omul deștept. Și românii, moldoveni, tot așa. Și așa că nu-i frumos spui povești cu țigani proști. Mai bine spui povești cu țigani deștepți. Și le zici romi. Dacă... Așa-i tradiția. Bunica mea a spus povestea asta la mama și mama mi-a spus-o mie. Când eu nu puteam să dorm. Când eram mai mitică. Dar taman e timpul să te oprești cu tradiția asta. Și să începe să spune povești deștepte. Care... Era mai deștept decât moldovenii. Stai, că încă se începe povestea. Aha. Care s-a născut într-o familie săracă, cu... avea încă 7 frați. Dar ea era mai deștept ca și ilalți. Și când a împlinit vârsta necesară, a fugit de acasă. Că nici tasul nu-l înțelege, nimeni nu-l înțelege, fiindcă toți ceilalți nu aveau așași păreri. Și a dus el în lume și a vrut să angajeze ca să facă bani și după aceea să ducă la școală. Nimeni nu-i dă de loc de muncă. Fiindcă toți îl discriminau, dar el nu se lăsa. Și se duce mai departe, mai căuta loc de muncă. Până la urmă, o găsit într-o... la o fermă și a început să aibă grijă de cai. Strânse banii necesari. Așa s-a dus la școală. A învățat și a învățat. Ziua se duce la muncă, noaptea se duce la muncă, ziua se duce la școală. Și până la urmă, o termina și facultatea. Deja nouă sau vis era să ajungă un om foarte inteligent și foarte apreciat de ceilalți. Și a vrut el să candideze la președinție. Bineînțeles că primul an nu a avut nicio șansă. A avut 10% dintr-o sută. Celălalt candidat avea 90%. Și până la urmă a făcut acte de caritate, a avut grijă ca ceilalți romi să aibă și parte de învățătură, de educație bună și le-a oferit o altă viață. Astfel, țiganii au început să înțeleagă necesitatea educației. Părinții își dădeau copiii la școală, chiar dacă nu aveau bani, deoarece țiganul nostru, eroul nostru, sponsoriza educația lor. Și astfel, țiganii n-au mai fost discriminați și au fost pe același loc cu români. Deci crezi că pe rom trebuie să-i salveze alt rom, mai deștept, luminat și mai bogat? Nu neapărat, dar nu a fost deloc bogat, e românșit. Dar mentalitatea celorlalți era să fure, pentru că alte soluții nu aveau. Și astfel se duceau în alte țări și ceilalți oameni străini credeau că toată România, toți românii sunt la fel. Și ceilalți români care se duceau la muncă acolo sau... Ce, nu furau? Nu furau, ei încercau toți? Romii? Românii, romii.
furau toți? Și... Nu chiar toți. Unii mai erau și deștepți, dar foarte rar. Și românii? Românii? Nu erau? Românii făceau alte chestii, dar tot ilegalități. Sau alții care... Deci nu sunt foarte deosebit. Da, nu sunt foarte deosebit, dar sunt oameni foarte inteligenți care au de pierdut din cauza lor. Cine? Pur și simplu, profesori, filozofi, care încearcă să se ducă să și... Care profesori, filozofi pot fi și romi. Da, chiar dacă romii pot fi inteligenți, ei nu prea au șanse să fie primit, să aibă un job ca... Deci asta e din cauza majorității, nu e romii? Da. Deci nu prea romii sunt vinovați pentru soarta lor. Nu. Și atunci de ce dar să-i salveze pe romii ar trebui un rom luminat când pentru soarta lor depinde de majoritate? Un rom care are curaj și care este mai... Cultivat, mai educat. Cultivat și foarte ambițios, poate să... aducă pe ceilalți la un nivel mai ridicat. Și un român poate să facă asta? Românii nu prea au... nu sunt solitari. Ei încearcă să le fie lor bine. Și prin acest lucru, ei se temă de romi. Și, de exemplu, la școală, când romii se duc cu ceilalți elevi care sunt români, ei sunt marginalizați și părinții încurajează acest lucru. Și asta e bine sau e rău? E rău. Eu mă uit la fiecare copil care încearcă să fie cu ceilalți, la un nivel cu ceilalți, dar nu reușesc. Din cauza că colegii lor nu sunt nu au aceeași mentalitate. Și încearcă să își bată joc de ei. Dar nu este bine așa.